Deci, copii, ca să mă distrez, îmi place să mă descarc puțin. Ha! Adică să faci yoga sau să conversezi cu un profesionist licențiat în sănătate mentală? Na, prefer să sparg lucruri. Crezi că bunicul Nic ne-ar lua mau? Probabil că nu. Nu văd motivația. Ce? O să vă placă, haide! Ești sigur că nu vom avea probleme, bunicule Nic? Haide, Crinkle Cat, e rândul tău. Dacă insiști. Încetinește, amice. O să treci și la blocuri până la urmă. Uite, încearcă o cărămidă. Mai am multe de învățat. N-am mai spart nimic sub supravegherea adulților până acum. Ba da, ai făcut-o. Da, dar de data asta nu voi fi certat de nimeni. Hai, Nantucket, încearcă tu. Presupun că avem o singură viață, doar dacă nu ești pisică. Nu pot să te contrazic. Ești gata, frate? Puțină vorbărie, multă distrugere. Ăsta e spiritul, Crumpet. Da, bine. Și uite, am găsit mai multe cărămizi. Oh, vai, distrugerea spontană este supa de pui pentru sufletul meu. Ce faci acolo de distrugi casa aia? Străinule, putem explica? Nu mai lăsa să termin. Ce faci acolo de distrugi casa aia? Fără să folosești un topor. Acum uite, e o lecție în asta, copii. Când un degenerat vă întâlnește într-o dubă fără ferestre și se oferă să vă lase să-i folosiți toboarele, spuneți: da, te rog. Cum te cheamă, străinule? Dweezil. Bună, Dweezil. Acum veniți aici și luați-vă câte un topor. Mulțumesc, Dweezil. Wayne, ai văzut-o pe Tilly sau pe Cricket? Cricket? Oh, chiar aici. Nu, nu un greier. Cricket, fiul meu. Fiul tău e un greiere? Încerc să nu-i judec pe oameni, dar asta nu e bine. Ah, nu contează. Unde i-ar duce tata? Și tatăl tău e un greiere. Wayne, sunt foarte stresată și... Când sunt stresat, îmi place să fac ceva foarte distractiv, cum ar fi să gust diferite tipuri de maioneză din borcan și să le evaluez pe o scară de la 1 la 2. Așteaptă, asta e! Tata trebuie să-i fi dus să se distreze. Boabe de porumb dulce, știu exact unde sunt. Succes la notarea maionezelor! Cricket, Tilly, copii! Ce? Tata? Dar unde sunt? Copii! Ce? Nancy, știi că nu trebuie să ataci un om cu un topor. Nu este sigur. Nu știu ce se întâmplă aici, dar exact de asta nu te-am vrut înapoi. Mama, tocmai învățam cum să mânuim corect toporul de la acest străin neîngrijit pe care l-am întâlnit. Dweezil! Vezi? Din cauza asta nu poți sta cu noi. Copiii se puteau răni cât dormeai. Ai fost un tată rău cu mine, dar nu te voi lăsa să fii și un bunic rău. A, Nancy, uite! Nu vreau să aud nimic. E timpul să pleci din oraș. Uite-ți biletul. Hank se va întâlni cu tine la gară și te va angaja acolo. Și tata? Ce? Nu te mai întoarce. Pa, Cricket. Pa, Tilly. Ați înțeles de ce a trebuit să fac asta, nu? Nu chiar. Da, adică ne distrăm. Voi nu-l cunoașteți pe tata, cum e el cu adevărat. Vrei să spui cum scoate din sărite pe toată lumea? Sau cum te minte în față? Și în plus, e foarte responsabil. Și dacă a făcut chestii de genul ăsta toată viața ta, se pare că nu se va schimba niciodată. Da, de aceea nu l-am vrut în preajma voastră, copii. Știu că e un dezastru, dar a fost cumva frumos să-l cunosc. Deși nu e chiar cel mai bun bunic. Dar vom fi bine, pentru că avem cea mai bună mamă care are grijă de noi.